OMV Petrom, cel mai mare producător de țiței și gaze din sud-estul Europei, a raportat un profit net de 1,74 de miliarde de lei în primele trei luni ale anului, de trei ori mai mare decât cel aferent primului trimestru al anului trecut, potrivit datelor transmise de companie. Conform economica.ro, profitul realizat de Petrom la 3 luni, 1,74 de miliarde de lei, îl depășește semnificativ pe cel din ultimul trimestru al anului trecut, 1,19 miliarde de lei, și de departe pe cel din ultimul trimestru al anului trecut, când piața a fost totuși sub efectul pandemiei de COVID-19 de 573 de milioane de lei. Veniturile companiei au fost de 11,9 miliarde de lei în primul trimestru din 2022, față de 4,8 miliarde în același trimestru din 2021 și 8,9 miliarde trimestrul precedent. Sunt cele mai bune rezultate trimestriale din istoria companiei, apărute evident pe fondul prețurilor ridicate la tot ceea ce înseamnă energie. Valoarea veniturilor din vânzări consolidate a crescut cu 145% comparativ cu primul trimestru din 2021, susținută în principal de prețuri mai mari ale mărfurilor și de volume mai mare ale vânzărilor de produse petroliere și electricitate, arată compania. Rezultatul din exploatare în primul trimestru al anului 2022 a crescut la valoarea de peste 2 milioane de lei, comparativ cu 707 milioane de lei în primul trimestru din 2021, în principal ca urmare a mediului de piață caracterizat prin prețuri ridicate, mai spune Petrom. Rezultatul din exploatare, excluzând elementele speciale, a crescut la 626 de milioane de lei în primul trimestru din 2022, iar în cel din 2021 a fost de 308 milioane de lei, ca urmare a marjelor de rafinare semnificativ îmbunătățite, a creșterii cererii pentru combustibil și a utilizării mai mari a rafinăriei. Vânzările totale de produse rafinate au fost cu 5% mai mari față de primul trimestru din 2021, ca urmare a îmbunătățirii cererii. Pe segmentul de furnizare de gaze, vânzările au fost cu 11% mai mici, în principal din cauza surselor de aprovizionare mai reduse, relatează economica.ro.